Bine ați venit la ședința extraordinară convocată din data de astăzi. În sala de consiliu avem prezent astăzi 15 consilieri din 17. Lipsește domnul Mărcuță, motivat, și domnul consilier Mărcuță. La fel. Ședința este statutară, are vorb și putem începe dezbaterea. Nu avem niciun proces de fapt, deci am vrut să-l permiteți, să citesc cu ordinea de zi. Nu avem proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor de la Societatea Comercială Compania Regională de Apă Bacău, ESA, convocat în data 25-a 2-a. Inițiator primar orașului, la punctul 2, proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 12 din 10-a 2-a 2022, cu privire la validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Util Consec SRL, inițiator primar orașului Târgu Ocna. La punctul 3, proiect de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Util Consec SRL. La punctul 4, proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 11 din 10-a 2-a 2022, cu privire la validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., inițiator primarul orașului. La punctul 5, proiect de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Comercială Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., inițiator primarul orașului. La punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice, de consultanță, de asistență și de reprezentare în instanță a Unității Administrative Teritoriale Oraș Târgu Ocna în litigiul cu Regia Națională Romsilva, Direcția Silvică Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Vă rog să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Deci toți cei prezenți au votat ordinea de zi și trecem la punctul 1 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor Societatea Comercială Compania Regională de Apă Bacău S.A., convocat în data de 25-a 2-a 2020. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Juridică și Administrație Publică a analizat și dezbătut proiectul de hotărâre și a avizat favorabil cu 6 voturi pentru din tot atâția consilieri locali prezenți la comisie. Comisia Juridică? Comisia de urbanism, aviz favorabil, la revizat. Comisia Economică, aviz favorabil cu 5 voturi pentru din 5 membri prezenți. Dacă sunt dezbateri, discuții, vă rog. Vă rog, domnule. Da, am văzut la domnul primar. Dacă duce exact la 25 la anul adic, aveți o întrebare. În luna ianuarie, în luna noiembrie 2020, am aprobat un plan tarifar pe an. În 2022 trebuia cu 3%. Dacă facem un calcul 3% plus 2,6 rata inflației, de mult mai puțin. Deci, tot așa este diferență de 28 de bani la metru cub de apă, față de calculul inițial care l-am aprobat noi și 23 de bani la canalizare. Era cu 3% și v-am zis a dus mult mai mult de 3%. De la 4,24 cu 4,76. Noi astăzi analizăm un proiect de hotărâre care, dumneavoastră, în calitate de consilier, veți adopta o hotărâre care se referă la aprobarea planului de investiții pentru anul 2022, aprobarea bugetului de venit și a cheltuielilor și puternicirea persoanei fizice. Despre asta discutăm. Da, pentru mărire la apa, acum pentru investițiile la creau. Cu 3% au făcut atunci. Dacă am de la mână, da. Ați auzit răspunsul domnului primar. Dacă altcineva mai dorește să vorbească. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. A, acum s-a abținut. Deci o abținere, 14 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiectul de privind revocarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 12, din 10.02.2022, cu privire la validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, Trasece Util, Conseca SRL. Avizul Comisiei Juridice. Comisia Juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. Singura comisie care a avut avizarea. Dacă sunt discuții, vă rog. Vă rog, domnul Palma. În data de 10 februarie, la punctul privind proiectul de hotărâre de hotărâre Consiliului de Administrație ADA, am întrebat pe domnul monitor secretar general, pe domnul Moscu, dacă sunt avizele comisiilor. A spus că da. Dar acum ne trezim că vine răspuns că sunt avizele comisiilor. Văd că ne plimbăm, s-ar putea peste 2-3 luni de zile, plimbăm proiect de hotărâre fără aviz de legalitate. Bună ziua! Da, am înțeles întrebarea. Cine dorește să răspundă, doamna secretar general? Da, vreau să vă dau un răspuns. După cum știți, din data de 8 februarie, cele două societăți și-au convocat adunarea generală ordinară pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a evaluării făcute pentru domnirea mandatului. În data de 8, din câte știu, nu au fost aprobate acele desemnări. Ulterior, cele două comisii au convocat o ședință extraordinară, cu toate că trebuiau să convoace tot o ședință ordinară, pentru că, potrivit actului constitutiv, desemnarea membrilor în ADA se face doar, este de competența comisiei ordinare și nu de competența comisiei extraordinare. Ședințele comisiilor de specialitate au avut loc tot în data de 8. Și au dat avize, nu știu pentru ce, probabil pentru hotărârea ADA adoptată atunci. În data de 10, când a avut în loc acea ședință, cele două ședințe, că ambele societăți au desfășurat ședință în data de 10, comisiile de specialitate ale Consiliului Local s-au mai întrunit pentru a aviza acele proiecte. Proiectele adoptate de către dumneavoastră în ADA. Și atunci, nu au fost emise acele avize, conform hotărârii ADA, să presupunem că acele hotărâri ADA au fost doar de corect. Nu am putut să consider avizele date pe 8 pentru o hotărâre ADA dată pe 10. Deci, în mod normal, după ședințele ADA, trebuiau ca cele trei comisii să se întrunească, să analizeze proiectul de hotărâre, să-l reanalizeze de fapt, și să emită noi avize înregistrate pentru data de 10. Da, vă rog, eu am ședință din data de 10, am întrebat expres. Sunt avizele comisiei? Eu zic că da. Eu nu înțeleg dacă nu erau avizele comisiei, nu era legală. De ce am mai făcut-o la vot? Hotărârea aș putea să fie respins și atât. Când nu are făcut avizele comisiei, și atât. Iar ne privăm, iar ne mutăm. Dar vreau că domnul Privat, nu am făcut pentru câteva eroare a fătit în urmă. Nu am înțeles. A fost o eroare. S-a întâmplat. Dar eroarea asta cine e? Păi, tocmai de asta am venit în ședința de astăzi să revocăm cele două hotărâri. Este o acțiune perfect legală, permisă de lege, nu încălcăm nimic. Le revocăm și cele două societăți au reluat procedura, după cum știți, v-ați întâlnit în ADA și ați discutat numirea membrilor Consiliului de Administrație. Avem două hotărâri de ADA valabile. Avem avizul comisiilor pentru ședința de astăzi și putem să continuăm să finalizăm procedura pentru că, practic, hotărârea Consiliului Local este doar pentru modificarea actului constitutiv. Atâta timp cât cele două societăți sunt înființate de autoritatea locală prin hotărâre cu capital unic, orașul Târgu Ocna, actul constitutiv poate fi modificat doar tot prin hotărârea Consiliului Local. Da, mulțumesc. Mai sunt și alte întrebări? Dacă nu mai sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Nu avem.
15 voturi pentru, 15. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind validarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, Consecie Util, Consec ASRL. Avizul Comisiei. Comisia a avizat favorabil, 5 voturi pentru, o abținere. Comisia de Urbanism a avizat favorabil, la numitoare. Comisia Economică a avizat favorabil, 5 voturi pentru, 5 prezenți. Dacă sunt discuții, vă rog, domnule. Da. Nu cred că tot proiectul, situația din Consiliul Local, acum două minute am aprobat hotărârea ANA din 10-a 2. Așa, la materiale, conform adresei pe de la primăria și grupul, avem hotărârea ANA din 10-a 2. La materialul din 10-a 2, care este cu 11 voturi pentru, eu știu că a fost 70 pentru. Avem o hotărâre care e aprobată în materialul de ședință. Sau vreți să vedeți că suntem atenți la materiale, sau nu știu ce sunt înțelegări. Ședința... Din 10-a 2 este aprobată. Da, nu știu cum a ajutat. Păi nu știu, dumneavoastră le-a trimis din adresă, de la compania Util Conseca, și o hotărâre din 10. Nu i-a vrut. Adică nu l-am aprobat. Păi cum, o hotărâre aceea nu mai este valabilă. Da, 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 da. Ședință, în data de... Nu mai știu cum a ajutat. Ședință, stacolă. Nu este niciun reprezentant al societății, cum se cam? Pe 17 l-am pus ședință. Da, credință l-am pus 10, 17. Ia, ședința a fost. Ce aprobăm, hotărârea aprobată. Dar nu aprobat, ați aprobat-o atunci. Hotărârea numărul 2 a Adunării Generale din 17-a 2-a. Da, am văzut, dar eu stat am tot urmărat de decizia. Au același număr. Păi probabil am uitat să... Uite, ăla e anul 2. Dar dumneavoastră ați fost la comisie și puteați să-mi spuneți lucrul ăsta. Nu ar fi fost mai corect așa? Aia se la mai multe iese bună. Poate n-am văzut, că nu stăm toate, vreau să vedem fiecare zile până care e hotărât continuu. O să nu stăm la material, la adresa corectă. Dar știți foarte bine, ați participat la ședința ALA și știți foarte bine ce vorba. Mi se pare normal să punem hotărârea aprobată la... Dar știți ce hotărâre ați adoptat în cadrul ședinței ALA? Știu, dar aici este altceva. Care putea fi îndreptată. Mai fost eroarea și cu comisiile și cu învocarea ANA, au fost aceeași eroare. A venit trei ori, dacă trebuie la vot.
făcut ale acestui punct până când, până când o să-mi prezinte hotărârea la corectă. Sunteți de acord să lăsăm cât mai târziu acest? Cine este pentru? Da, mulțumesc. Am acest punct și trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 11 din 10-a 2-a 2022, cu privire la validarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație de la SC, Compania de Utilități Publice Târgu Ocna. Avizul Comisiei Juridice. Comisia Juridică a avizat favorabil, 6 voturi pentru, de tot atâția consilieri prezenți. Și alte comisii nu au avut spre avizare acest material. Dacă sunt discuții. Domnul Barna? Nu. Nu mai ales. Acum la cealaltă pentru. La cealaltă, da. Dacă nu mai sunt discuții supun votului dumneavoastră, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt? 15 pentru. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație de la Societatea Comercială Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. Avizele comisiilor. Comisia Juridică și Administrație Publică a avis favorabil, 5 voturi pentru, 1 împotrivă. Comisia Economică a avis favorabil la unanimitate. Comisia Economică a avis favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Dacă sunt discuții, vă rog. Vă rog, domnule. Vreau să modific articolul 2, în date 24, a doua, nu trebuie să te dau la proprie. Și punctul 4, ce citeam în punctul 4, că aprobă modificarea actului constitutiv al societății de utilități publice în urma numărul corespunzător. În mod corespunzător, cu prevederile mai destul, v-am explicat un pic mai înainte. Păi, dar la celălalt nu are, nu mă urmă. Păi nu are, pentru că compania de utilități publice încă nu a avut ședințele Consiliului de Administrație prin care să-l desemneze președintele Consiliului de Administrație și cine va fi administratorul executiv. Nu ați dat ședința ulterioară, care o să promovăm, cred că, în luna martie, să venim cu modificarea actului constitutiv. Acum vor fi fiecare, va fi avea calitatea de administrator, așa cum modifica actul constitutiv. Da, asta este pentru TIL, pentru CUP. Pentru CUP. Putem practica are desemnat Consiliul de Administrație. Păi are, pentru că au avut ședințele, v-am pus și hotărârile Consiliului de Administrație, CUP-ul, pentru că a avut ședință ieri, nu a avut timp să se întrunească în Consiliul de Administrație ca să desemneze președinte și administratul executiv. După fiecare modificare a actului constitutiv, actul constitutiv al societății trebuie rescris. Acum am să-l rescriu fiecare membru cu calitatea de administrator, urmând ca în ședința următoare să vin cu un alt proiect de hotărâre prin care am să modific din nou actul constitutiv, unde am să-l scriu calitatea de președinte al Consiliului de Administrație și administratul executiv. Exact cum este la conserva la articolul 4, dacă nu mă înșel. Aia este o hotărâre completă, asta va trebui să fie făcută din două puncte. Da. Da, ai cunosc greșeala mea. Eu am proiectat... Uite, haideți să terminăm cu acest punct. Da. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun votului dumneavoastră pe hotărâre, cine este pentru? Cine se abține? Pentru sau împotrivă? Da. Împotrivă? Un vot împotrivă și abține. Domnul Muciucă. Împotrivă și domnul Barna abține. Mulțumesc. Să revenim. Ce vot se trec. Da, am făcut vot. Revenim la
proiectul de hotărâre prin invalidarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la SECE Util Proseca. Observațiile făcute, domnul consilier Barna, da. Așa cum ați știut încă de la participarea la ședința organizată de 17 a doua, a fost adoptată hotărârea numărul 4 cu 17 voturi pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în formula Astoia Mihai Romeo, Popoiu Maria și Șerban Daniel. Ulterior, așa cum am explicat, Consiliul de Administrație s-a întâlnit și a nominalizat care este președintele Consiliului de Administrație, doamna Popoiu Maria, și care este administratorul executiv, domnul Stoian Romeu. Am să corectez hotărârea aici 4 din 17 a doua, cu corecturile de rigoare, domnul președinte, vă rog să se pună la drept. Dar spuneți exact care sunt corecturile. Hotărârea numărul 4 din 17 a doua. Da. Nu de numărul. Da. Mai sunt alte observații? Dacă nu mai sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. Punctul 6. Punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice, de consultanță, de asistență și de reprezentare în instanță a Unității Administrative Teritoriale oraș Târgovna în litigiul cu ProSilva, respectiv Direcția Silvică Bacău. Comisiile, vă rog. Comisia Juridică și Administrație Publică a analizat și dezvăluit proiectul de hotărâre, a acordat 3 voturi pentru, 3 împotrivă, avis nefavorabil. Comisia Economică. Comisia Economică, avem avis favorabil, 4 voturi pentru și o abținere. Discuții, vă rog, dacă sunt. Vă rog, domnul Babi. Domnul Lămurin, am văzut expunerea de motiv a doamnei secretar general. Dumnezeu spune că nu dispune de timp, nu efectiv, dar așa că a rămas sigur că nu mai există un jurist. Și acum noi trebuie să votăm externalizarea unui serviciu. Vom avea un jurist? Adică nu ne-ați spus cât costă serviciile astea. Care e intenția executivului? Să aduceți un jurist sau mergem pe externalizare tot timpul? Pentru că motivarea o înțelegem, să zicem, acum. Dar eu sper că în 2019 nu a venit peste noi așa ca o surpriză ca războiul din Ucraina. Știam că avem o situație. Se lucrează într-un fel sau mergem pe externalizare de acum încolo? Asta spune o primară, această speță, așa cum spune și dumneavoastră, este o problemă mai veche. Ea vine din anul 2002, când a fost acea închiriere și de la ProSilva a unei suprafețe de teren pe care s-a construit cu o finanțare pre-europeană a rezervorului de apă. Lucrurile au evoluat cu o chirie modică la acele vremuri, pentru că așa erau reglementările în vigoare, după care ProSilva argumentat pe alte normative, valoarea chiriei a crescut exponențial. La vremea respectivă, executivul și Consiliul Local a început o procedură de schimb, care nu s-a mai materializat tot prin ca urmare a unor efecte, a unor acte normative care presupuneau un schimb neechitabil față de administrația locală. Și am ajuns în 2019 cu plăți. Din 2019 nu s-au mai achitat aceste obligații. Iar având în vedere importanța acestui litigiu și valorile care se rulează acolo, este normal că atunci când te judeci cu o instituție a statului să ai o bună reprezentare. La nivelul statului de funcție a executivului primăriei, figurează un post de consilier juridic, care acum este suspendat ca urmare a concediului de creștere a copilului de până la 2 ani. Anul trecut am avut un concurs ocupat pentru un alt consilier juridic. El s-a ocupat pentru o anumită perioadă de timp, după care persoana a solicitat încetarea raportului de serviciu. S-a reluat procedura de examinare, de examen.
A fost un concurent participant, acel concurent a câștigat concursul, dar când se prezintă la post, a venit și a dat negație că nu se mai prezintă. Asta este situația, după care am intrat în ultima lună anului decembrie, nu mai puteam să lansăm procedura de examen pentru că nu aveam bugetul în anul 2022, acum s-a încheiat bugetul pe anul 2022 și vom relua procedura de examen pentru al doilea post de consilier juridic. Eu sper ca luna martie să revină doamna care are raportul de muncă suspendat, dar trebuie să fim cu toții conștienți că e o speță foarte importantă pentru Consiliul Local și trebuie să o justificăm cu personal abilitat. Ceea ce înseamnă procedura de achiziție este reglementată prin legislație cu privire la ce casă de avocatură vom putea să o solicităm. De aceea am solicitat punctual pentru această problemă. Dacă vor mai fi alte situații juridice cu o importanță pe care noi considerăm că trebuie să fie susținute de oameni specializați pe relația de judecată în instanță, vă vom veni și vă vom prezenta situația la momentul respectiv. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog, domnul. Cam în fiecare an aprobăm servicii juridice, externalizăm aceste servicii. Nu reușim să încadrăm un om care să ne reprezinte interesele în justiție. Și sunt mari probleme. Dumneavoastră a spus că din 2019 l-ați mai achitat către Legea Autonomă a Pădurilor, Rom Silva, l-ați mai achitat chiria. Nu s-au mai făcut plăți. Nu s-au mai făcut plăți din ce motive? Adică nu v-ați ținut de contract cu alte probleme. Consilier, vă rog să reveniți la mandatul dumneavoastră. Există un contract, că trebuie să vedem. Care, că Consiliul Local nu a fost înștiințat de chestia asta. Poate este o făcută artificial. Nu puteam întâi să angajăm un jurist și pe urmă să dăm în judecată, să ne renegociem contractul. Poate exista o altă posibilitate. Poate. Suntem în luna februarie 2022, când analizăm această situație, iar pe rolul instanței, speța a fost repusă în data de, nu mi-a reușit până acum, că am văzut prima de vreme, 7-a 2-a. Am fost notificați că suntem chemați în instanță. Da. Până atunci au fost tot felul de schimburi de adrese în care noi ne-am exprimat punctul de vedere. Nu poate fi, nu, Tribocra nu este un caz singular, sunt foarte multe situații la nivel național când pe terenuri aparținând statului român prin Regia Autonomă a Rom Silva, apele române și sunt diverse instalații obiective care funcționează și au fost construite și încă nu s-a găsit o soluție legală de a fi transferat acel teren cu titlu gratuit. Pentru că aici se disting două tipuri de instalații. Sunt instalații productive care generează o cifră de afaceri și activități economice sau sunt instalații care sunt de utilitate publică, așa cum este rezervorul de apă de la Vâlcene. La vremea când s-a transferat activitatea către operatorul regional de apă, s-au omis, sau așa probabil au fost reglementările în vigoare, să se transfere și acest drept de chirie către operator. În, nu știu, 2008-2009, când au fost atunci, în 2010. Suntem în situația de astăzi acum. Eu nu pot să spun că administrațiile precedente și consiliile locale precedente nu au făcut tot ce le-a stat în putință la acea vreme să facem un schimb. Dar era un schimb inechitabil. Regia Națională a statului solicita ca să se facă un schimb pe niște raporturi. Terenul era parcă 1 la 4 sau 5, plus că acel teren trebuia să fie nobilat cu nu știu ce arbori și cu niște costuri mult peste valoarea reală a terenului. Aproape îți venea la vremea respectivă să reloci rezervorul. Care în a ajuns tot acolo. Nu știu. Tot plătind... Nu știm. Plătind, nu știm încă. Deci nici până la ora actuală noi nu știm câte procese are primăria, câte le pierde și cât plătim în urma acestor procese. Ați fost informat, domnul consilier, de fiecare dată și de fiecare dată procesele care au fost reprezentate juridic au fost descărcate. Vă lăsește raportul anual pe anul trecut, domnule primar. Domnul... În care trebuie să... Dar, starea economică.
economică a orașului. Domnul, discutăm la ordinea de zi, domnul Măciucă. Vă rog, fiți disciplinat și discutați ordinea de zi, da? Domnul Măciucă. Mulțumesc, doamne președinte. Eu strig la subiect. Acum, de vedere, este un litigiu juridic. Cred că nici nu putem da prea multe detalii. Pentru că orice detaliu în plus poate fi un avantaj pentru partea adversă. Nu trebuie să știe cetățenul. Domnul Măciucă, vă rog frumos! Cred că dacă e un proces, nu putem fi chiar așa în față. Adică trebuie să avem o strategie, să niște limite de discreție, de secrete. Ca să pregătești o apărare, nu poți să spui tot aici, în public. Dar asta am văzut. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Dați-mi, vă rog, să fac și eu câteva precizări. În 2002 s-a construit rezervorul pe teren al direcției silvice. La vremea respectivă, având în vedere că era un obiectiv de interes public, acea chirie care a fost stabilită era valoare foarte mică. Ulterior s-a modificat legislația și această sumă s-a mărit. În 2010, când s-a transferat activitatea de alimentare cu apa orașului către Compania Regională de Apă Bacău, rezervorul a rămas în sarcina noastră cu toate obligațiile, respectiv cu chiria pe care o plătim noi. Sigur că nu este în regulă ca unul să exploateze toată această activitate, să încaseze bani pe această activitate și noi să plătim această sumă. În 2019, așa cum spunea domnul primar, am găsit o variantă și am fost personal la minister să facem un schimb de teren. Să dăm primăria un teren și să primească direcția silvică acel teren și să ne transfere acel teren în domeniul public al localității. Am început documentația, tocmai de ce nu s-a mai plătit chiria ca să putem perfecta acel schimb, însă condițiile puse de direcția silvică au fost insuportabile pentru orașul Târgu-Ocna și cred că acest proces va lămuri această problemă. Nu poți să ceri o sumă atât de mare pentru ocuparea unui teren, pentru un obiectiv de interes public. Nu a făcut o fabrică, dar nu produce nimic și poate acum se vor lămuri și aceste lucruri cu operatorul de apă, pentru că nu cred că este normal ca cineva să beneficieze de această activitate, să încaseze sumele pentru apă, contravaloarea apei distribuite și primăria să plătească. Un proces va lămuri acest lucru și cred că este foarte bine că s-a demarat această acțiune în instanță. Pentru fiecare dosar în parte, dacă vă amintiți dumneavoastră, și anul trecut am aprobat pentru Salina, da? Și ne judecăm cu Salina pentru strada Salinii. În vedere că sunt totuși niște dosare puțin complexe, în sensul că fiecare societate are juriști, trebuie să angajăm un serviciu juridic. Dacă noi aprobăm astăzi să se angajeze acest serviciu, serviciul achiziții din cadrul primăriei va proceda la achiziția unui serviciu, nu putem spune acum cu ce avocat sau casă de avocatură se va încheia un contract și nici cât costă, pentru că sunt chestiuni care le va rezolva achiziția serviciului sine. Deci este bine să angajăm acest avocat, pentru că, dacă știți dumneavoastră, și în procesele cu CRAV pe care noi le-am avut, am recuperat sume importante și ne-am judecat și cu Consiliul Județean și cu alte instituții. Deci este bine să aprobăm angajarea unui apărător, unui casă de avocatură, pentru că dacă nu se apără, atunci s-ar putea Curtea de Conturi să ne impună nouă. De ce n-ați făcut tot ce este posibil ca să vă judecați și să nu plătiți aceste sume care sunt destul de mari? Cu 3 miliarde, cred că putem cumpăra un teren la suprafața pe care are rezervorul și în centrul Bucureștiului. Deci sunt sume foarte mari. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în instanță a Unității Administrative Teritoriale Târgu-Ocna. Cine este pentru? Și în sarcină. 1, 2, 3, 4, da. 10 și cu 4 și cu 15. Da, vă mulțumesc foarte mult. Neavând multe diverse, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare.
Mulțumesc.